Când viața ne este pusă în primejdie, de flăcări, apă, cataclisme naturale, ori de o întâmplare nefastă, îngerii păzitori sunt salvatorii. Dar și îngerii au nevoie de ajutoare. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt ajutați în misiunile lor de către patrupezi. Simțurile câinilor îi ajută să identifice rapid oamenii a căror viață e în pericol, iar această abilitate și-au demonstrat-o recent doi câini, care au însoțit salvatorii moldoveni în misiunea lor în Turcia și Siria. Astăzi, unul din ei a venit la noi împreună cu salvatorul și kinologul Ion Mihailă. Bun venit acasă! Bună ziua! Pentru început vreau să ne faceți cunoștință cu acest salvator și cu acest patruped extraordinar de agitat. Acesta este un câine de rasă ciobănesc belgian. Așa? Cu poreclă Clyde. Salut, Clyde! Clyde, salut! Așa! În regulă? Da, acum e puțin foarte agitat, dar e ok. Spuneți-ne, câți patrupezi aveți? În serviciu avem 5 patrupezi, dintre care 2 de acum sunt gata pentru serviciu. Ceilalți 3 sunt în curs de dresaj. Deci, asta vreau să vă întreb de vârstă, pentru că care este vârsta în care deja patrupedul este pregătit pentru a merge în misiuni? Vârsta după 2 ani de zile de învățare este gata pentru ca se face o testare, apoi el este, dacă e o testare, e ok, a însușit bine toate normativele, de acum pleacă misiune. Dar cum sunt dresați ei? Cursul de dresaj e o parte îndelungată foarte mare, dar în primul rând trebuie să fie jucăuși. Când la căutarea oameni vii trebuie să fie cât mai blânzi, să zicem așa. Este o procedură cam grea. Cam, dar cam câți ani durează acest dresaj, astfel încât câinele deja să fie apt de a găsi un om? V-am spus de la început, 2 ani. 2 ani. Da, 2 ani de zile. Se pregătește ca să fie gata pentru căutarea oamenilor. Și în ce fel de misiune au fost implicați câinii dumneavoastră? Acest Clyde a fost a doua misiune, să zicem, reală. Așa. În care prima a fost la Saharna, tot a fost complicată, dar față de a doua misiune în Turcia care a fost totul diferit. Vreau să revenim la această misiune recentă, din care v-ați întors și să ne povestiți dumneavoastră mai multe, pentru că noi de aici am trăit împreună cu dumneavoastră drama oamenilor și îmi dau seama că ați trăit și voi, fiind acolo, o dramă extraordinară. Să zicem așa, pe data de 6 noi am fost ridicați pe alertă, da, unde mi s-a spus că trebuie să plecăm în Turcia. A fost o misiune, să zicem, reală chiar. De la început, parcă a fost așa ceva, să zicem, parcă nu credeam în ceea ce îmi spuneau, dar de acum când am ajuns în unitate, ne-a spus că mergem în Turcia. Noi ne-am, să zicem, ne-am dat cu gândul. V-ați pregătit moral. Da, ne-am pregătit moral că plecăm în misiune reală. Până acolo drumul a fost greu. Apropo, cum au suportat câinii? Câinii au suportat, spunem, bine. Cam la fiecare 100 de kilometri ne opream, îi plimbam. Prima zi când am ajuns acolo, așa au fost, să zicem, din 100%, 50%, cam erau obosiți. Dar a doua zi, noaptea s-a odihnit, a doua zi au lucrat foarte bine. Atât, să zicem, momentele erau unul din momente grele, chiar spunem pentru noi. Cazul real care vedem acolo, dar, să zicem, câinii tare mult ne-au ajutat pe noi. Moral, spiritual. Vă cred. Da, a fost ok. Dar povestiți-ne, câți oameni au găsit câinii sub dărâmături? Anume, Clyde a depistat 2 persoane, dar cu păreri de rău erau decedate. Că, să zicem, ele pe oameni vii. Așa dar e. Dar eu cred că acolo, nu știu, a depistat 2 și a fost scoate dărâmături și erau decedați. Island câinea colegului a depistat copilul cealaltă care a fost scos, care viu. Tot a fost cu ajutorul și câinelui a fost depistat copilul acela. Așa toate misiunile care au fost un ajutor a salvatorilor, ca mai repede să controlăm acele zone, să fie mai cu succes. Câinii au fost un mare ajutor.
ca să nu pierdem mult timp, ca să controlăm o clădire sau o zonă care unde a fost nouă dată, noi câinii căutam într-un fel mai repede. Așa. A fost foarte greu. Bine, și situația în care vă aflați și dărâmăturile da, și... Da, da, era foarte greu. Spun aceleași armături erau foarte multe. Sticlă, teracotă, lunicoasă, ca cum zicem... E jucăuș! Da. Dar ne-am descurcat foarte bine. Atât câinile, cât și noi. Dar atunci când depistează, cum vă dă el semnalul? Poate, în primul rând, trebuie să latre. Dar sunt momentele când lui vine greu, el trebuie să așeze, să începe să latre. Sau, puțin fără că să așeze, începe să latre. Dar în momentul când acolo sunt, nu poate să așeze, îi vine greu. Așa. Sunt diferite momente. Când își schimbă controlul lui de miros. Și de acum, chinologul cunoaște câinile și îi cunoaște toate, să zicem, mimicile care exact. Îi faci câinile. Și de acum el știe, este cineva sau nu. Misiunea din Turcia a fost cea mai complicată misiune? Da, până în ziua de azi a fost una dintre cele mai complicate. Și a fost, să zicem, una dintre misiunile reale care și până în ziua de azi n-am avut așa misiuni și a fost, vă zic cum așa de la început, a fost grea cât și pentru câini, atât și pentru noi. Dar cum remunerați câinii după ce găsesc? Pentru că, în mod normal, atunci când îi dresați, le dați o bombonică din asta, de-a câinilor. Dar da. Atunci când sunt deja în, nu știu, în pâine sau în epicentrul evenimentelor? Este, spunem, aceeași bombonică sau mâncare ceva bun pentru ei și este jucăria Porto. Care o dați când, deja, care, în, da, deja în fapt real. Deja când, atunci când găsește, este lucrarea lui Aporto, care e ca o mulțumire pentru el. Nu-i mâncare, este Aporto. Sau dacă nu-i Aporto, este mâncare. La momentul când de acum el e în căutare, atunci mâncare o excludem și este numai jucărica lui preferat. În această misiune ați reușit să faceți cunoștință? S-a reușit Clai să facă cunoștință și cu alți câini? Da, desigur. Cuștin România, Ucraina a fost... chiar știi Mexic... cu mai mulți acolo s-au împrietenit, să zicem așa. Cât de importantă este această legătură pe care o are câinele, de exemplu, cu dumneavoastră? Este o legătură foarte importantă. Să spunem chiar la aceeași misiune, când te duci în misiune, chiar exemplu, chiar acolo în Turcia, când am intrat într-o clădire, Dicea, ne temem ca acele clip care erau în Turcia acolo, la fiecare, nu știu, poate la două ore, trei ore, mai era câte o așa, câte un mic tremur. Cu tremur. Da, și când am intrat într-o clădire care era avariat tare, când am intrat în clădire, a fost puțin așa, zicem, o frică oarecare, dar mulțumit lui Clyde, mișcările lui care au făcut, sau momentul când l-am pus pe el în căutare, într-atâta el... Și îndeplinim misiunea că eu de acum am uitat de tot și nivelul care era acolo, momentele care erau acolo. Ați reușit să stabiliți o conexiune între dumneavoastră și el? Da, foarte mare a fost o conexiune. Chiar... Și vă ascultă doar pe dumneavoastră? Adică dacă ar veni o altă persoană și ar da anumite, să facă anumite comenzi, nu l-ar asculta, da? Nu, ascult doar mă dacă colegii la serviciu. Poate să asculte, că doar tot timpul suntem tot împreună și în colegi tot poate să asculte. Am înțeles, da, dar în principiu, așa, deci, în principiu, dar dumneavoastră da, sunteți șeful, da, iar el este cel care are grijă. Eu mă închin în fața dumneavoastră și am un respect extraordinar de mare pentru ceea ce faceți, pentru munca pe care zilnic o depuneți, pentru ceea ce ați făcut, inclusiv și dumneavoastră și Clyde. Chapeau ba pentru, nu știu, pentru acest efort și pentru faptul că reușim să ajutăm oamenii, indiferent de naționalitate și indiferent de țară. Și ne bucurăm pentru faptul că sunt oameni care aduc ceva și aduc un aport pentru țara noastră. E o mândrie extraordinar de mare și chiar eu sunt onorată să vă avem aici pe canapea. Da, mersi mult și noi toți suntem bucuroși, întotdeauna suntem gata ca să intervină în orice situație excepțională care să... poți fi atât în Republica Moldova, chiar și peste hotarele țării. Eu vă mulțumesc foarte mult!